Bună seara, bine ați venit la webinarul la Analiza pieței de astăzi. Pentru început un mic feedback pentru a ști că totul este în regulă. Pare că pare că da. După cum vedeți, aveți în față coperta noi cărți, exact așa arată și în uh, realitate, deja este uh, disponibilă, o puteți uh, achiziționa din uh, librările Meteor Press sau partenere uh, Meteor Press. Deocamdată, de abia a început uh, distribuția în uh, librărie, așa că până se aranjează puțin lucrurile poate să fie așa puțin mai mai dificil, din informațiile noastre, majoritatea orașelor importante vor fi acoperite, cu cel puțin una-două librării. De asemenea, poate fi comandată online, cum am spus, de pe site-ul Meteor MeteorPress.ro, Elefant.ro. Admiral Market nu comercializează cărți, după cum uh, știți, nu este domeniul nostru de activitate. Sau, evident, poate fi achiziționată direct de la Târgul de Carte, ce se desfășoară începând cu mâine la Romex, Pompabilionul Central. Probabil că majoritatea o să treceți pe acolo o oră, două, în aceste 3-4 zile. Mă rog, cine, cine este din București, la, la Standul Meteor Plus veți găsi această, această carte online și în, în librării. Sperăm să fie și în librările mai centrale, bine poziționate, cunoscute, din câte am înțeles, așa și, și va fi. Voi face un mic review, așa scurt, cam despre ce este vorba în, în această carte, pe, pe capitole, și apoi o să trecem la, la, la piață sunt aproximativ, da, cred că 13 capitole dacă nu mă înșel. Nu au fost exact 500 de pagini, ci uh, aproape 400, în jur de în jur de 400, dar sunt 13 capitole și câteva anexe și ele interesante. În capitolul uh, în, mai bine zis în deschidere, autorul ne explică dilema tuturor investitorilor și anume riscul valutar și modalitatea de a-l combate. În primul uh, capitol vom uh, descoperi cele trei lecții importante despre piața Forex, de ce avem nevoie de diversificare. Chiar dacă nu suntem implicați în mod activ în, în tranzacționare, oricum suntem uh, expuși fie că suntem investitori în altă clasă de active, pentru că la rândul lor sunt denominate în anumite valute, sau fie că suntem neinteresați direct de uh, trading, investiții și absolut orice din această sferă, că, pentru că până la urmă toți economisim sau ne împrumutăm sau depozităm și așa mai uh, departe. Apoi, uh, a doua lecție foarte importantă, piața Forex oferă potențial de randament superior cu risc ajustat și aici sunt o serie de avantaje descrise, corelațiile cu alte piețe financiare, riscul și cum poate fi el controlat, cum piața Forex oferă semnală în avans despre schimbările din, din alte piață, din alte piețe și de ce oferă un foarte bun raport, risc, recompensă și cum profit, putem profita de, de acesta. Apoi, în, ca un al treilea element esențial al pieței Forex, puteți face asta și autorul vă explică exact acest lucru, cum puteți face asta, cum puteți concura împotriva profesioniștilor și a marilor în instituții, evident punând accent foarte mult pe greșelile majore pe care traderii le comit și de ce foarte mulți seșuează în primii doi ani și ulterior renunță. După care, format electronic, din păcate, din păcate nu, nu ține de noi chestia aceasta, poate va fi anii care vor uh, urma. Uh, cărțile în format electronic uh, care sunt foarte stricte, nu cum este această carte, este adusă de la Wiley și sunt foarte stricte în ceea ce privește uh, drepturile de autor și disponibilitatea pe internet. Uh, fiecare user ar trebui să aibă un uh, Adobe Digital Reader, uh, parolat. Uh, lucrurile nu sunt chiar așa de simple cum este în cazul cărții 100% Forex învățăm și câștigăm care este un PDF pe care oricine poate să-l să, -l, să -l descarce. Deocamdată varianta este aceasta hard, hard cover copertă clasică. În al doilea capitol vorbim despre principiile de bază al pieței Forex în care se pune foarte mult accent pe așa zisul careu de ași cele mai importante aptitudini pentru a reuși, psihologia traderului, managementul riscului și al capitalului, analiza tehnică și fundamentală. Iată, cele mai importante e, lucruri. Capitolul al treilea prezintă principiile de bază ale analizei e, tehnice și foarte mult accent se pune aici pe identificarea suportului și a rezistenței. Nu vorbim de suport și rezistență, nu vorbim neapărat de un suport static cu nivel de preț, tot ceea ce înseamnă suport și rezistență și strategia de a cumpăra ieftin și de a vinde scump sau invers. Evident, definiții, reguli generale de identificare a tranzacțiilor cu risc limitat și potențial ridicat în jurul căreia sunt construite majoritatea strategiilor, legătura dintre managementul riscului și o bună analiză tehnică sfaturi de a tranzacționa mai mult pe termen mai mai lung și multe multe alte lucruri. Capitolul 4 o, intră și mai adânc în detalii în ceea ce privește tipurile de suport și rezistență. Vorbim aici de nivelele de preț, trendurile și liniile de trend, Fibonacci, benzile Bollinger și este prima carte ce oferă o o extensie absolut genială a acestui indicator, cele două deviații pe care și eu le folosesc în mod uh, frecvent. Formațiuni de lumânări și multe, multe alte uh, uh, lucruri. Uh, poate că par în unele cazuri noțiuni cunoscute, dar depinde foarte mult și modul în care sunt prezentate. Sunt noțiunile de bază pentru orice trader, dar prezentate la un nivel mai ridicat, pentru a fi înțelese și mai bine și pentru ca odată ce un trader citește această carte să devină și mai, și mai bun, să învețe cu adevărat ceva și până la urmă să transforme informația în rezultate, în profitabilitate, informația valoroasă. Asta este definiția informației valoroase. Capitolul 5 este dedicat psihologiei, tradingului și managementului riscului și al capitalului pe larg. dar sunt câteva lecții foarte, foarte importante, principii de bază, gestionarea eșecurilor, trecerea de la un time frame la altul, discuții despre trenduri, indicatori, de ce nu și semnale de tranzacționare și pute, cum le puteți identifica. Evident, accentul se pune foarte mult pe cei trei piloni ai managementului riscului și al uh, capitalului și o să-i descoperiți în, în carte. Uh, pur și simplu se pune foarte mult accent pe managementul riscului și al uh, capitalului, fără de care nici cel mai bun trader din, din lume nu poate reuși. Și foarte mulți trader vor înțelege cum se lucrează cu stop loss-ul, cu take profit-ul, cum se filtrează tranzacțiile, semnalele uh, bune de cele, de cele rele și așa mai uh, mai departe, unde ieșim, unde intrăm, unde ieșim de fapt. Lucruri foarte foarte interesante, cum folosim ordinele trailing Stop, care este nivelul risk reward minim pe care trebuie să-l uh, acceptăm și să-l așteptăm. Planificarea unei uh, tranzacții în, uh, în pași. Da? Sunteți ghidați de la pas cu pas cum să planificați o uh, tranzacție. Capitolul 6. Se este dedicat principiilor analizei fundamentale, integrează foarte mult piața Forex în, context, în contextul piațelor financiare și explică principalii factori de influență și în primul rând se concentrează foarte mult pe ratele dobândilor pe termen scurt, apetitul pentru, pentru risc, iată, factorii interni, practic, și factorii globali de influență ai cursului de schimb. O să vă dați și câteva exemple de interpretare a datelor și a indicatorilor macroeconomici, a factorilor geopolitici, a fluxurilor de capital și așa mai, mai departe. Evident, nu se sfiește autorul să discute și despre intervențiile speciale ale Guvernului și ale Băncii Centrale. Și ceea ce preferă foarte mulți traderi, nu lipsește nici din această carte, tranzacționarea știrilor, dar prezentată într-o altă manieră, mai puțin, mai puțin riscantă și cred eu mai eficientă. Bineînțeles, putem Concluzional, acest capitol, efectiv, principiile analizei fundamentale în piața Forex, tot ceea ce trebuie să știți din punct de vedere fundamental despre piața Forex. Capitolul 7 sintetizează informațiile și oferă câteva exemple de uh, tranzacții. Cum începeți analiza grafică, ce luați în considerare da, în ceea ce privește contextul fundamental, evaluările, a doua evaluare a treia evaluare, monitorizarea evoluției uh, tranzacției, exemple de tranzacții swing, exemplu de tranzacții pe străpungeri și așa mai departe. Nu acestea sunt importante, ci pas cu pas cum gândim o tranzacție și cum ce se întâmplă pe, uh, pe, parcurs. Apoi capitolul 8 este dedicată indicatorilor de impuls, benzilor Bollinger uh, duble, cum sunt acestea utilizate, cele patru reguli de utilizare a benzilor Bollinger, combinarea dintre indicatorii leading și, și lagging, oscilatori, medii mobile, backtesting, tranzacționarea automatizată și așa mai, mai departe. Capitolul nou <coughs> intră, putem spune, o analiză tehnică mai uh, avansată, mă refer aici la combinarea indicatorilor, la uh, elemente uh, Eliot, corelațiile dintre piețe, divergențele dintre piețe, uh, corelațiile dintre valutele și, valute și acțiuni, se pune foarte mult accent pe SP500 ca un indicator ca un barometru al a riscului, de ce contează foarte mult aceste relații, ce fel de imagine de ansamblu ne uh, oferă, evident, o, foarte multe atenționări și și sfaturi dintre, dintre acestea. Este util acest capitol pentru că ne ajută să ne, să, să înțelegem mai bine instrumentele, acțiuni, metale, mărfuri, valute, da? cum circulă capitalul și cum una o influențează pe cealaltă. Capitolul 10 este dedicat alternativelor la metode tradiționale și mă refer aici la sisteme automate de tranzacționare, fonduri valutare, așa numitele ATF-uri sau conturi administrate și cum și ce ar trebui să faceți dacă doriți să apelați la ajutorul unui profesionist. Capitolul 11 este dedicat acțiunilor binare. O prezentare puțin mai altfel. Știm cu toții că, în general, traderii de, sau, mă rog, companiile de ce oferă opțiuni binare sunt cam dubioase. Autorul, pur și simplu, pune accent pe utilitatea opțiunilor în anumite cazuri, cum funcționează argumente pro și, și contra. Capitolul 12 vorbește despre ceea ce este cel mai important pentru un trader, Forex pentru venit. Nu? Toții, cu toții ne dorim acest lucru. Ce înseamnă Forex pentru venit, cum uh, se poate câștiga urmărind trendurile stabile pe termen uh, lung de ce neglijează investitorii diversificarea valutară, fenomenul carry trade, practic modalitatea de a utiliza piața Forex la fel cum utilizează alți investitori piața imobiliară sau bursele de acțiuni, pur și simplu pentru un venit constant etapele cheia tranzacționării acestei strategii de tip carry trade și așa mai departe. Capitolul 13 este ultimul și uh, practic vă uh, recomandă ce să faceți mai, uh, mai departe după ce ați citit această carte, resurse educaționale, pașii care ar trebui să i uh, să -i urmați și alte lucruri interesante, mă rog, matematica tranzacțiilor, cum pierdele vă afectează mai mult decât câștigurile și așa mai departe. Sigur, toți cei prezent la târg, sâmbătă, când suntem noi acolo, vor primi, toți cei care sunt, mă rog, confirmă și vor primi și cartea strategii și tehnicii profesioniste. Și cum am spus, aceasta este o carte pur admiral Market, scrisă de noi, tipărită de noi. Aceasta este adusă din, din afară, este cartea anului 2013 și după părerea multor experți, și nu mă refer aici la experți oarecare, și la experți de la Forex Crunch, Daily Fix și, și multe, multe altele, Wall Street Journal și așa mai departe, se poate spune că este cea mai bună carte scrisă până acum despre, despre piața Forex. Evident că târgul de carte, la târgul de carte editurile urmăresc să vândă cărți, că acesta este, acesta este obiectivul, nu? Și de aceea nu pot fi oferite gratuit sau ceva de genul, sau ceva de genul acesta. Oricum, prețul este de 50, 50 de ron. Și împreună cu ea veți primi și un exemplar al cărților obișnuite oferite de Admiral Markets. Sperăm nu ca la anul să vorbim deja de o nouă carte și așteptăm și propunerile dumneavoastră. Poate următoarea carte se va baza și pe ceea ce cititorii, clienții, traderii ne, ne recomandă și nu vom mai alege noi de data aceasta cum am spus am ales eu pentru că um, mi-a plăcut foarte mult această carte m-a ajutat și cred că o să vă ajute și și pe dumneavoastră să trecem acum la la piață la euro dolar în, în principal. cartea cum cum am spus o să scriu aici sunt, sunt multe și în, și în și în librării cred că deja deja a ajuns acolo o să vedeți și o listă cu librării partenere, doar problema este că fiind un număr mai mic de exemplare, un stoc de 500, nu poate acoperi toate librările, astfel încât uh, editora le va distribui în orașe gen, nu știu, iau și eu un exemplu, Iași sau Cluj sau într-una sau două, sau două librării sau poate trei și nu în toate librările, pentru că uh, nu este genul de carte peste care te duci căutând o carte de bucate sau o carte de istorie și hop, vrei să o iei și pe, și pe aceasta. Este un domeniu mai nișat și este de maxim interes în general doar pentru trader, pentru investitori, dar nu va fi, cred, o, o problemă. Oricum, direct de la agenție, de la editură sau online este un discount care acoperă transportul și tot pe undeva pe la... Da, cineva ne spune că a apărut și în, și în librării, chiar și aici între Victorie și Petitulescu este O să apară și la Cărturești, Diverta, cred și și așa mai, și așa mai departe Revenim la uh, euro-dolar Și la ceea ce ne interesează pe noi foarte mult, dacă avem sau nu avem un, un minim Discutăm de acest minim, discutăm și săptămâna trecută de posibilitatea unei corecții mai ample decât una minoră, eram, în, eram undeva, da, dacă asta suntem în 7, undeva 12, eram chiar aici. Da? Și spuneam că eram pe un inside day, spuneam că prețul trebuie să, să arate o bază și un maxim ascendent. Chiar ieri discutam de posibilitatea de ieri dimineață când am trimis și un newsletter special pentru acest moment, pentru că mi s-a părut interesant la deschiderea pieței. De ce? Pentru că prețul se afla pe suportul Bollinger, deviația, deviația Bollinger, undeva aici. Venind după un fel de reversal de împotriva unui counter și ă, asta indică posibilitatea de continuare cu un stop foarte mic. În caz contrar, avem de-a face cu o reluare puternică a trendului descendent. Deci un, un punct oarecum critic, baza aceasta 124 1.24-30 undeva undeva aici. Iată, a fost o tentativă de scădere eșuată, o creștere, un fel de reversal de care nu a găsit continuare și ne indică o posibilă slăbiciune a trendului. De ce? Repet, pentru cei care nu au fost săptămâna trecută sau nu au citit rapoartele, principalul motiv pentru care ne gândim la un posibil minim este ciclul de 180 de zile din maxim, pur și simplu acest trend descendent are 180 de zile exact plus minus o zi, una, două zile aici, deviația este foarte mică, cu un val 3 de 90 de zile. Am marcat cu linii verticale aceste, aceste cicluri. Avem și o structură 1, 2, 3, 4, 5 cu valul 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pare o structură finală, poate fi o structură finală. Valul 3 într-adevăr nu a fost cel mai mic și permite valului 5 să fie și mai larg. Acum să vedem, dacă va fi așa, înseamnă că și uh, trendul nostru poate intra și el în, în, în 90 de zile, am avut un minim la 22 de zile sau 1 pe 4 din uh, ciclul de 90 specific unui trend intermediar. Să vedem să nu stabilească prețul un maxim descendent în această perioadă la 30 de zile și să reia nu Ar trebui să nu, să nu vibreze aici la 30 de zile și pare că nu ar, nu ar face-o. Aș fi preferat, într-adevăr, am, pre, am și timpul, am și structura, a, nu știu cât este de relevant pe piața Forex, spre deosebire de indicii bursieri și de indicii valutari, cred că am putea să ne uităm mai atent la dolar index. Ar fi fost perfect dacă am fi avut în aceste 180 de zile uh, 1800 de, de puncte, de 1800 de pipi. Da, ar fi fost o relație armonică foarte puternică și dacă am fi avut și pe acest trend de 90 de zile, iată pe care îl trasez, undeva... Aici este mai apropiat 90 cu 1200. Sunt ceva conexiuni între cele două, sunt ceva sub subdiviziuni. Dacă ar fi fost 1800 sau 900 de pipsi ar fi fost și mai puternic sau 150%. Ar fi fost argumente să spunem mai solide. Cum se întâmplă de obicei pe indice tot avem 90 de zile, pe SP500 mai ales 90 de zile cu 90 de puncte sau cu 180 de puncte sau cu 270 de, de puncte. Nu sunt foarte sigur că pe piața Forex funcționează atât de bine vorbind de, de PIB și poate mai degrabă pe uh, dolar uh, index. Am avut uh, pe graficul de, de o oră un uh, head and shoulders. Am avut o tentativă, cum am spus, falsă de scădere, după care a urmat avansul puternic. E, e posibil, e posibil să se formeze o, o bază. Iată strategia celor pe termen scurt. Probabil că ar trebui, probabil că această corecție deocamdată este în categoria celor tranzacționabile mai ales după ce prețul a arătat o oarecare stabilitate în jurul în jurul Nobel 1 1.24, considerând și ceea ce graficul Daily arată expirarea acestor cicluri puternice, o posibilă structură finală, problema cu structura este că în aceste condiții, da, numai cu cei care ajung la, la târg, dacă am încercat să o oferind gratuit și în librării, dar este mai complicat, cum, cum am spus. Este vorba mai mult de un parteneriat aici și, și este mai mai dificil. Sau dacă ajungeți la noi la, la birou, tot, tot aia este. Așa cum am spus, concluziunul puțin pe euro pe euro dolar există posibilitatea unei corecții mai, mai ample. Altfel e cam nasol pentru euro dolar. Am putea spune că am avea de a face cu un val 5 extins. Asta ar însemna că un declin puternic ar fi urmat de o altă corecție și de alt declin până la a finaliza trendul și el s-ar putea să intre în 90 de zile. Există și acest uh, risc pentru euro -USD. De aceea spuneam ieri că aș limita, o, aș limita cumpărarea aici la un stop sub reversal de de, de marți, de luni, de fapt. Am un în reversal de și acolo aș fi limitat imediat uh, stopul. Fiind și baza Bollinger aici de viața Boniga, care a însoțit destul de bine trendul, mai ales la nivelul ICli. Dacă ne uităm, el chiar acum la nivelul ICli se pregătește să iasă din zona verișată. Uh, la nivelul ICli, ar trebui să avem un uh, maxim ascendent pentru a vorbi de o corecție intermediară, dar uh, la nivelul ICli este tranzacționabilă și o corecție de 2-3 săptămâni, este una minore de grad 2 și poate fi și ea tranzacționată. Se vede foarte curat și aici. În primul rând vedem ciclurile de timp, în al doilea rând vedem structura 1, 2, 3, 4, 5. Ca mic 5 ul cei drept, nu e o extensie monormal. Ca să stăm mai liniștiți, ar trebui să avem 5 ul ca o extensie 25%. Cel puțin 25% din 3, dacă nu din tot trendul atunci când extensia ajunge la 50%, deja posibilitatea de finalizare a trendului este și mai mare. În general, extensia de 50% finalizează trendul. Pentru că la fel cum atunci când prețul se retrage, considerăm că va fi o proporție a mișcării anterioare, la fel și când prețul iese din range, va fi o extensie, o prelungire a mișcării anterioare, o proporție exactă. Acestea sunt în general trăim și pătrimi, treim sau trăim și optim putem să spunem cele mai importante 25% apoi zona 1 pe 3, 3 pe 8 și în final 50% rare ori se ajunge la extensii mai mai mare ale unui val. Asta e puțin aici în, în dilemă. Să vedem dacă la nivelul X, după cum îl vedem, va fi un 5 din 5 valuri fiecare la rândul lui, la nivel daily fiind uh, reprezentat din trei trenduri în direcția celui intermediar și două contrare, evident toate minore. Uh, aici ar fi cazul, ar trebui ca prețul să depășească și, și banda Bollinger. După cum ne uităm la, uh, la, graficul weekly, trendul este foarte bearish. și poate nu, nu confirmă deocamdată o corecție mai amplă. Dar de ce? Pentru că nu, nu vedem un minim ascendent. El ne indică deocamdată o colecție minore de grad 2 și o posibilă reluare a trendului descendent. Ceea ce ne face pe noi să luăm în considerare o corecție mai amplă este evident posibilă structură completă, dar cum am spus, nu e neapărat, mai este loc, este completare un val 5, dar acesta poate fi subdivizat, ca argumente din nou pro-minim pro, pro ar fi ciclurile de timp ce expiră. Și acestea ar fi puternice, uh, drept uh, argumente contrare ar fi extensia destul de mică a valului 5, la acest nivel, faptul că încă prețul este într-o zonă într-o zonă bearish. Cine știe, poate va fi un trend de 360 de zile, oricum uh, vom urmări fiecare mișcare de acum a prețului pentru că ne arăta noi că sunt foarte importante circule de 90 de zile, de 180 de zile. Normal că vom monitoriza ce se întâmplă acum la 270 de zile, ce se întâmplă la 90 de zile de la maximul de aici. Am văzut vibrația la 22, dacă de aici este un maxim descendent, atunci ne indică nouă momente importante la 60 de zile și mai ales la 90 de zile. Posibilitatea că dacă acesta eșuează, avansul eșuează și se rea descreșterea și ar fi al treilea val al structurii compuse, atunci ne putem gândi la un trend de 90 de zile descendent. Sau ne putem uita din maxim să avem 270 de zile undeva vom monitoriza aceste aceste cicluri orice caz. Uh, Triunghiul format vibrație înseamnă ca pretul să reacționeze la un minim sau la un maxim dacă uh, eșuează avansul aici la 30 de zile. Atunci putem spune că este o problemă vedeți. Deci a 15 -a, avem o o creștere, nu știm cât de importantă, la 22 de zile, dacă avem și un maxim de șezări la 30 de zile, acestea sunt sub diviziunea ale ciclui de 90 de zile, 1 pe 3 și 1 pe 4 și ne indică nou un posibil moment important la 90 de zile față de acest top. Și aici am avut un trend de 90 de zile, cred că aici treimile au fost mai importante. Mai erau câteva uh, întrebări aici triunghiul din 2008-2014, mm, greu, greu de, de spus de acel triunghi prea mare, 2008-2014, la nivelul weekly. Dacă îl, considerăm așa, este mult prea, mult prea mare, nu știu, nu știu ce să spun. Nu cred că, cred că evoluția de genul acesta pentru euro-dolar se va menține și în următorii ani. Are însemna să producă un dezechilibru foarte mare între Statele Unite și Europa și pare mai, pare mai, puțin probabil. Când vorbeam doar de Statele Unite și o singură țară sau mai permiteam, dar acum un euro prea puternic ar fi în dezavantajul multor țări din Europa, un dolar prea puternic ar fi în dezavantajul Statelor Unite, mă refer aici la competitivitatea bunurilor pe plan extern și atunci probabil că vom avea, vom avea trenduri, dar nu trenduri de genul acesta care să dureze, iată, să dureze 6-7 ani. Probabil că vom avea trenduri primare de 1-2 ani. Iată, la nivelul minim, să spunem. Și genul acesta de, de fluctuații. E destul de greu să, să, ne, destul de greu să ne gândim la o strategie buy and hold pe euro-dolar. Nu, nu pare, nu, nu, pare genul de pereche valutară. Ne gândim la o astfel de strategie când avem în vedere o posibilitatea de apreciere a unor valute precum dolarul australian, dolarul neozelandez, dolarul canadian, care au economii stabile, care exportă, care au perspective de randament superior, pentru că până la urmă asta înseamnă să tranzacționăm valute pe termen lung. Ceea ce privește euro dolar este destul de greu și să spunem, nu cred că mulți s-ar încumeta să spună ce se va întâmpla sau ar putea să spună ce s-ar întâmpla cu euro dolarul peste 3 ani sau 4 ani sau 5 ani, cum va evolua diferențialul de dobândă este foarte, foarte greu de exprimat o astfel de părere. Așa că maximul aici ar fi trendurile intermediare sau, mă rog, poate și trenduri primare mai mici, de genul un an, doi ani. Dar cel mai bine ar fi să vă raportați la trenduri minore și intermediare, de genul acesta, de câteva săptămâni, câteva luni sau de la câteva zile până la 2-3 săptămâni, vorbind de aici de trendurile minore. Cazul în care tranzacționați intraday, evident, și aici strategia este destul de simplă. Încercați să nu vă schimbați opțiunea de la în aceea zi. Adică este foarte greu să ai succes ca, ca trader intraday dacă pe parcursul unei zile e și short și long. Nu. Cel puțin pentru o perioadă de, uh, eu aș spune, de la 7-12 zile. De ce? Pentru că acestea sunt impulsuri. Un impuls, în mod normal, durează cam 7-12 zile, un, un trend minor. Și atunci, pe parcursul unui astfel de trend, ar trebui să am o direcție clară. Uh, dacă este o corecție tranzacționabilă, ea tot de la undeva 7-12 zile va, va avea și din nou voi fi împotriva trendului intermediar, dar am ceva argumente. E pe parcursul unui astfel de trend, unui astfel de impuls, ar trebui să rămân pe o singură parte a pieței și să caut retrageri până la ce nivel vreau eu să merg. Dar până la minut deja intră alt, deja vorbim de alte, cu totul alte, alte lucruri. Dacă vorbim de intraday, intraday pentru mine înseamnă să Intru și să ies de mai multe ori, nu știu, poate chiar și pe parcursul unei zile, depinde, dar să intru de mai multe ori pe un trend minor, speculând niște retrageri intraday. Când apar ele, nici să forțez toată ziua, bai să Nu, când apar niște corecții ale trendului minor la nivel intraday, dacă apar. Cam asta ar, ar însemna. Ce se întâmplă dacă e iarnă grea în Statele Unite? Hmm, nu știu ce se întâmplă, dar dacă e o iarnă grea la nivel global, tot dolarul este avantajat. Până la urmă, dolarul ține foarte mult și de apetitul pentru risc. Va fi foarte, foarte bine explicat în carte. Ar putea să dea puțin înapoi dolarul. Are, are loc și va da în condiții în care nu avem panică și volatilitate în piață. Și indicii își continuă avansul, pentru că imediat vom trece la indici în, în partea finală și se leagă bine cu întrebarea dumneavoastră. Dacă se menține calmul în piețe, SP500 își continuă avansul, atunci cred că dolarul va pierde teren. Am avut o corelare directă suspectă aici și mai puțin întâlnită și indicii să crească și dolarul să, să crească. Deocamdată privind spre SP500, pentru că și el este foarte important, cum am spus, și în, chiar și în, și în carte este foarte bine explicat de ce reprezintă un barometru al riscului și ce se întâmplă cu valutele, când există optimism, când există pesimism în, în piețe, observăm că avem un nou maxim, fără un test mai jos, un așa zis downside test. Nu este neobișnuit dacă aceasta este o mișcare de 90 de zile de, de, epuizare. După cum istoria ne arată, avem campanii din trecut, eu obișnuiesc să mă uit pe campanii încă din 1900, da, să, acolo unde prind grafice și să monitorizez modul în care anumite campanii s-au încheiat, au evoluat pattern și factorul timp, cicluri, etc., să vedem similitudini și comportament similar al prețului în, în trecut, pentru că asta este foarte important. Fiecare instrument, până la urmă, are caracteristicile lui. Graficul arată un ciclu de 90 de zile din, din minim și pare un ciclu dominant dacă ar fi să ne uităm pe trecut, vă mai aduceți aminte, aveam acel grafic în care observam uh, calupuri, da? momente foarte importante din uh, începând cu 2012, când am avut acest trend ascendent. Și acolo o să, o să observați ciclul de 90 de zile cu 180 de puncte sau chiar mai mult. e acum suntem la 33 de zile. Am putea spune că avem bo, așa zis, o așa zisă rezistență, din partea faptului timp, ar fi o subdiviziune a unui posibil ciclu de 90 de zile final, rămâne de văzut, și o rezistență a patternului, mă refer la acest broding top. În condițiile acestea, dacă ar fi să discutăm de un tren vertical de 90 de zile care să încheie campania, nu ar trebui să vedem corecții mai mari de 4 zile. Da, este o, este o condiție. Dacă acest broding Top, broading pattern, nu e valabil da? și prețul nu scade de la acest nivel, ceea ce pare o probabilitate destul de mare, atunci trendul va accelera, mișcarea va fi și mai puternică și mai agresivă. Ce am putea să urmărim aici, evident, această rezistență la care ne Aflăm acum, ea vine după un counter trend, iată, avem aici acest counter trend la rezistență. Deci putem să spunem că și a făcut corecția la acest nivel, această corecție ce iată să-i trasez eu aici o, o linie, iată corecția, counter trend acesta, ce nu testează maximul precedent, ne indică un posibil rally peste trend. În cazul în care prețul revine și intră în swing ceva de genul acesta, ar putea da indicii că patternul nostru este valid și o astfel de corecție ar putea să ducă la o astfel de corecție. Probabilitățile așa s-ar uh, lega ulterior. Dar dacă am avut o corecție slabă aici, probabilitățile favorizează o, un breakout din acest pattern. Și odată ce prețul a ieșit din acest pattern, după o corecție foarte slabă de o zi, o corecție slabă indică forța trendului nu testează nici maxim, adică este nerăbdare acolo în, în față, nu? Eh, o astfel de, de rally ar fi, ar fi foarte puternic. Nu mie, mi-e milă de cei care vor fi prinși pe gen Gale pe un astfel de rally, pentru că vor fi pur și simplu zdrobiți. Acest rally, în general, rally de epuizare, epuizează tot capitalul celor care se opun trendului. Ăsta este și rolul lui, nu se epuizeze capitalul pentru ca cei care au cumpărat să vândă, mă rog, cei care au vândut, nu în speranța că uh, trendul se face praf, să cumpere, să cumpere de la uh, investitorii care vor să distribuie, dar vor să anticipează topul, așteaptă și vor să scape de uh, participare și să, să pună activele în brațele publicului. Și asta este strategia, nu? Foarte mult vând, prețul crește până când îi scoate pe toți care au vândut mai jos din, din joc, pentru ca, eu știu, cei care au anticipat corect să poată să uh, vândă în liniște, fără să ducă prețul jos, pentru că dacă acum uh, s-ar vinde masiv, prețul ar fi dus rapid, foarte rapid în jos pentru că nu ar uh, exista cumpărători aceste 30-33 de zile de la minim acest trend pe care îl avem este cel mai agresiv de până acum dacă vă uitați în, în trecut indicând această posibilitate de a fi într-un exhaustion rally, dar nu pare final acel, acest exhaustion rally da, există și această probabilitate, eu știu, să coincidă cu broding topul, ei să facă un top mic, dar nu știu, am un feeling așa, mă cam îndoiesc de acest lucru. Adică dacă mă uit la graficul daily să-mi finalizez acest broding top de această campanie impresionantă, se pare mai greu de crezut. Adică uitați-vă și noastră în trecut ce avem aici. Ce campanie, ce campanie puternică, ce minim cumpărat. Ar fi ceva de genul acesta, un, o mișcare de epuizare, eu ceva de genul acesta o văd. Da? bine, poate nu până la acel nivel, dar s-ar duce contra trendul mărunte și s-ar duce, s-ar duce puțin vertical. După care, în mod normal, urmează o corecție puternică o corecție ce contrabalansează și timpul și prețul celorlalte corecții. Atenție că până acum am avut o contrabalansare. Am avut această corecție mai mare decât precedentele, dacă ne uităm la ele. Dar este mai mare doar în puncte, nu și în zile. Evident că spune ceva, indică, o, indică ceva, nu? Dacă nu-ți contrabalansează nici timpul, nici prețul corecția, stai liniștit. Se duce la un nou maxim valid. Dacă eu știu, contrabalansează doar unul din cele două, fie timpul, fie prețul, posibilitatea unui maxim fals este destul de mare. Nu neapărat dominantă, dar este destul de mare. E, în cazul în care contrabalancează și prețul și timpul, atunci ne indică un posibil început de trend descendent. Că nu mai ai, dacă nu se mai cumpără nici ieftin, nici dacă trece timpul, nici dacă scade prețul, nu se mai cumpără, e un, un semnal că s-au epuizat cumpărătorii. E acum doar timpul a fost, doar prețul a fost contrabalansat. Prețul poate să vină și pe fondul unor știri ale de unor descărcări, nu și timpul, trebuia să dureze mai mult. E, în aceste condiții există riscul unui top fals. Un top fals la acest nivel s-ar potrivit Top fals, reversal, la rezistența topului, la rezistența patternului de tip Broding și o coborâre pe suport care să facă distribuția, dar nu, nu prea îmi place. Ceva, ceva îmi spune că nu e în regulă. Nu, -i, uh, nu, nu, nu pare suficientă volatilitate pentru a finaliza trendul. Acest maxim este însoțit de minime în ceea ce privește volumul. Volumul e pe minus de parcă ar fi început Crăciunul deja. Așa că parcă îl văd. Parcă îl văd explodând în, în sus, și de aceea deocamdată rămân la acest uh, scenariu ca fi mai probabil uh, o explozie în sus înainte de a stabili topul. Puțin, puțin probabil. Cum spuneam și când a fost efectiv ședința, Fed, nu meeting Minutes, când spuneam când a fost ședința, Fed, habar nu am ce -o să anunțe uh, el dar că un lucru e cert, SP500 stă să crească. Erau, nu mai știu exact când a fost ședința, ședința Fed. Ultima ședință. Acesta era lucrul cel mai bine indicat. Graficul ne indica nou faptul că ceva se va întâmpla. Nu s-a întâmplat în ședința Fed, dar inițial am fost puțin surprins. Mă așteptam ca indicele să crească pentru și credeam Că el va crește pentru că ceva uh, pozitiv pentru sentiment față de risc, implicit negativ pentru dolar, se va anunța. Am fost surprins să văd că, de fapt, a fost puțin invers. A indicat mai degrabă o. a adus mai aproape puțin majorarea dobânzii, ceea ce este negativ pentru, pentru indice, bineînțeles. Dar am aflat răspunsul la câteva zile, ceea ce au făcut japonezii. Deci, iată că uh, graficul ce ne spunea nouă că o accelerare a trendului este mai posibilă, ne spunea că se va petrece ceva, ceva pozitiv pentru interesul speculativ. N-a fost ședința Fed, dar a fost intervenția, sau intenția japonezilor de a, devaloriza și mai, de a arunca și mai multă lichiditate în, în sistem. Și așa și acum cu evenimente care le, le spune, parcă nu, orice eveniment ar fi acum, transmite că parcă indicele nu-i pregătit aici să, să o încheie așa. Iată, corecție de o zi. La rezistență, aici se dă, se dă bătălia. Este o rezistență a faptului timp, Avem 30-33 de zile, la marja de 3 zile. Oarecum un un counter trend, ceva, ceva de genul. Dar uh, nu exclud posibilitatea ca acest tren să intre în 90 de zile cu colecții mici de 2-3-4 zile. Nu, nu exclud, n-ar fi neobișnuit pentru o mișcare de epuizare a unei campanii de 5 ani. N-ar fi deloc neobișnuit. Ar fi dureros pentru cei care vor fi surprinși pe, uh, pe vânzare, într-adevăr. Ar fi foarte dureros. Tot Japonia a oferit-o deja. Cam surprizele, surprizele posibile, cam sau au expirat, nu? ACB, Bojul, cine să mai anunțe ceva, BNR-ul, prea puțin contează, nu? Până la, până la urmă. Oarecum printing-ul, cue ul cum îi spuneți, este deja inclus în preț? dar cum am spus nu văd suficientă volatilitate și nu văd un pattern atât de puternic. Clasic el este un pattern de distribuție. Am văzut trendul finalizându-se cu un Broding Top, dar uh, am vorbit de trenduri de genul acesta, dar un, o campanie de 5 ani, un blow of trend care a recuperat, a și recuperat linia de trend dacă, dacă, ne uităm, da? Iată, linia de trend. Avem uh, una aici, pe care a testat-o și mai este a treia, ultima, ultima pantă aici, pe care a recuperat-o. Asta și asta este trendul de tip blow când a accelerat el. A recuperat-o, a depășit-o, un semnal foarte, foarte bullish și de aceea aș vedea o accelerare a trendului în faza, în faza finală și ca să putem anticipa un posibil top, este nevoie să lucreze totul, da? ciclurile de timp, să expire un ciclu relevant, o extensie undeva spre maxim, un pattern de genul unui ex exhaustion rally de, cum am spus, 90 de zile cu contratrenduri foarte, foarte slabe, pe volume mici. Acestea ar fi indicii utile, doar acestea ne pot ajuta să identificăm un posibil, un posibil top. Hey, nu cred că sunt așa. Eu, în general, cum, cum am spus, am, prefer acum să mă uit mai mult sau, în principiu, mai mult la grafic și după aceea la ceea ce se întâmplă pe plan global. nu absolut, dar absolut nimic ceea ce nu este inclus în grafic. Orice se anunță, orice se spune este deja inclus în, în grafic, doar cataclismele, doar acelea nu sunt incluse în grafic, pentru că nu, nimeni nu le cunoaște, nici măcar cum îi spune cu, cu tremurul care îl tot spuneam de an, da, mai, mai nimeni nu, adică foarte puțin le așteaptă și le speculează, acestea sunt cu adevărat imprevizibile, dar o dobândă un anunț Japonia, sua, Parlamentul, dizolvare nu sunt cunoscute. Ce credeți că japonezii au decis în acea noapte, s-au trezit altfel dimineața și au decis să majoreze lichiditatea? În niciun caz. Ele vin pe fondul unor evoluții economice, pe fondul unor factori care, în general, sunt incluși în preț. Și atunci când prețul crește sau scade foarte mult, trebuie să ne gândim că ceva va urma să, să justifice. Ceea ce se întâmplă doar justifică o creștere, o scădere. Explică. Nu degeaba se spune nu că uh, graficul este înaintea fundamentelor cu câteva luni. Ele ne arată ce se va întâmpla în următoarele câteva... câteva pe valun. Pentru cititori, pentru, eu știu, anumiți analiști, ei le așteaptă să le explice de ce graficul în trecut a evoluat așa și așa, așa, dar pentru un trader, un trader trebuie să anticipeze și nu să aștepte să-și explice de ce anumite lucruri s-au întâmplat. Atunci vor deveni inutile. Doar ca argument să-mi explic de ce am pierdut, pentru că X, Japonia sau nu știu ce, nu, nu sunt argumente bune acestea. Adică nu trebuie să uh, ne justificăm un eventual eșec pe baza că să vedem că a intervenit sau s-a întâmplat nu știu ce cu Japonia, s-a întâmplat nu știu ce cu ACB-ul. Nu, uh, nu ne ajută cu nimic acest, uh, acest lucru. Cineva mai spune aici de NZDUSD, nu avem foarte mult timp pentru restul uh, parităților. Cred că vor fi oarecum în următoarea perioadă strâns legate de, de indicii bursieri. Am avut decorelarea pe care am avut-o. Ăsta este motivul pentru care da, este un caz ce se potrivește foarte bine cu un capitol din carte în care autorul ne spune că piața Forex oferă semnale în avans, adică ne spune că, nu știu, o schimbare importantă de sentiment se va produce la nivel global, în alte piețe, când vedem că există o cere foarte mare pentru valute de refugiu și ea nu este neapărat justificată de sănătatea internă a valutei respective. În acest caz, adevărul este pe la mijloc, pentru că există și ceva influență din partea politicii rezervei federale. Spuneți-mi cum anume va... Uh, probabil că mulți se gândesc la un, gândesc la un minim aici, la o consolidare. Nu cred că se va decide foarte mult cu NZD-ul până nu se întâmplă ceva, ceva decisiv. Uh, cum am spus, pentru dolar există posibilitatea unei, uh, unei corecții de NZDUSD, AUDUSD, nu a rezistat foarte mult, nu a ținut foarte mult acest, acest avans. Iată, să vedem dacă lasă un minim la 50%, la 50 un minim uh, marginal. Foarte mulți, am văzut foarte multe la parte în care considerau mișcarea aceasta de epuizare după consolidarea de, de aici, dar iată, pare că nu nu vrea în acest caz, ar putea dezvolta și aici un 1, 2, 3, 4, 5 pentru pentru epuizare. Mă gândesc că o, o posibilă corelare va, va fi și ia să mai urmăresc niște uh, nu înțeleg foarte bine reacția unei țări în, în trecut în cazul unei tragedii. Nu, nu, nu neapărat destul de greu, pentru că depinde. Tragediile sunt diferite, depinde ce tragedii. Războiul este bun pentru dolar. Ați văzut situații în trecut în care cu tremurile din. Nu știu, Noua Zeelandă sau Japonia au fost benefice. Mulți se așteptau să, să nu fie așa, dar au fost benefice uh, Valutele naționale pentru că am avut de-a face cu repatrierea capitalului. Au adus capitalul în țară să reconstruiască, nu? A fost cererea mai mare și s-a apreciat uh, valuta. Depinde foarte mult. Depinde de efecte, de circunstanțe. Întotdeauna există circunstanțe. Asta e foarte important altfel am descoperit cheia succesului, dar la fel și în analiza tehnică, la fel și în analiza fundamentală, există acele circunstanțe de care trebuie să ținem cont. Da, există modele repetitive, o anumită psihologie, dar sunt și alte condiții. Situația se, se schimbă și trebuie să includem și anumiti factori care poate, nu știu, acum 10 ani, nu erau incluși și când vorbim de piața Forex vorbim evident de, de două valute ceea ce face puțin mai uh, dificilă prognoza. În 2011. Uh, nu știu sincer nu eram în piață în 2001 doar de, de prin 2004 am început și nu știu exact cum a reacționat și ce, uh, ce s-a întâmplat. Cam atât pentru, pentru astăzi, nu am avut prea mult timp pentru mai multe instrumente pentru că ne-am dedicat mai mult timp cărții noi lansate. Poate ne vom vedea sâmbătă pentru cei care au timp la Târgul Gaudeamus, la lansarea de carte. În caz contrar, săptămâna viitoare, miercuri. Vom reveni cu un nou webinar și cu analize și, și rapoarte, concursuri foarte interesante și așa, mai, și așa mai departe. O seară plăcută și, și dumneavoastră și mulțumesc pentru prezență. Mult succes!